Bine v-am regăsit la continuare din partea a patra din cum o ajut eu pe mami. Repet foarte multe cuvinte, dar o să mă corectez. Bun, am avut o problemă când am încercat să filmez și mi s-a oprit filmarea pentru că a fost o reclamă și uite ce am făcut. Am spălat aceste legume. Le-am pus aici. Și mami, acum taie ceapă. Roșiile pe care știți că le-am luat de la piață. Asta sala de mâncat, nu sala de ciorbă. Roșii. Vine să mușc acum dintr-una. Așa, hai să punem țelul ăsta la loc. Mai beau puțin din tătină. Ce scoate mami din frigider? Nu scot nimic momentan. Trebuie să scot oala. Asta în care vom blendui roșiile. Păi și asta înseamnă dacă a trebuit să spăl morcovi și legume și așa, iar facem ciorbă cu mărunțele. Nu, de data asta nu va fi cu mărunțele. Eu ce? Uleiul trebuie să pui. Mărunțele. Nu, acum nu va fi cu mărunțele. Astea sunt roșiile care le vom mânca. Ciorbă de roșii. Eu tot ce mori asta, stai că eu un pic de aici. Ia uitați eu. E mori. S-a răcit? S-a răcit, dacă ai putut să pui mâna pe ea. Da. E, hai să-ți arăt acum Da. cum vei coji roșii. Bine. Pentru că tu ești mai mic, o să-ți dau un cuțit fără vârf. Da, Să nu văd. te înțepi. Dă-mi-l puțin. Nu, lasă-mă să-ți Dă-mi-l arăt. puțin să-l arăt. Uitați, fără vârf. Fără vârf. E, eu o să folosesc cuțitul ăsta. Deci, ia, ți-am crestat-o, Da. prins cu lama și tai și tragi. Deci, uite așa. Până o Curăț de cojești tot. de toată asta. Da. O să fie mai complicat aici la cuptor. Ideea este, dacă lași pielițe din astea, nu știu cât o să le macine blenderul. Și vei mânca supa cu coji. Bine. Eu ți le crestesc pe toate. Asta este deja Dar crestată. să-mi las și mie una. Să o crestezi? Da, să încerc să o crestez. Uite, ți-o las pe asta. Bine. Hai să vedem. Așa. Să încerc să filmez când o crestez și apoi vă Nu o să arăt. prea poți cu ăla. Ah, hai că ai reușit. Bun. Ne vedem când termin. Am scăpat câteva roșii pe mine. Voi știți cum se simte? E și bună. Mai că era mai bună dacă nu cădea undeva. Da, dai drumul la ce? Oala, să se încălzească uleiul, trebuie să Da. punem și sare. Sare, 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 sare. Sare, numai sare, am rămas fără lingurițe, sunt toate spălate. Sare, Wow, sare, și știi sare, ce n-am sare. luat? Ce? Ardeiute. Mie asta îmi place cu ardeiute. Sare, sare, sare. Am mâncat niște sare. Și acum să scoatem blenderul. Te E lasă un sărat. pic cu blenderul? Da. Dar trebuie să te învăț cum. Da. Ia dentro.
Bun, deci întâlnim, montez. Revenim după. Da. Când începe să se facă zeama, să nu ridici blenderul din zeamă. Da. Pentru că ai să umprăști peste tot. Da. Îl bagi aici și apoi îl dăm. Da. Momentan. Deci uite cum fac. Când îl scot, îi dau drumul, îl opresc, îl pornesc și împing. Tu vei face așa, da? Da. Gata. Hai, filmează-mă un pic. Ah, te uiți? Zi, 3, 2, 1. 3, 2, 1 și... Ce bine miros. I-am pus pauză. Bine. Sau nu i-am pus pauză? E bun! E bun! E super bun! Am gustat și e bun! Super bun! O să iasă ciorba bună, să știi că am gustat sucul de roșii și e bun. Ne mai hidratăm puțin. Să vin să văd? Să râși ce se întâmplă aici, ceva, da? Sau vreau, poți să filmezi eu cu plinici cu capacul și amesteci, n-ai adătut de bine, vreau să arăt. Atunci pune capacul la loc. Nu-mi place, frige, frige, frige. Uite cum amestecă mami nu ală. Eu ți-am spus un secret. Prinzi capacul, da. Ridici, îl lași un pic să se ducă apul, da. Și amesteci după aia. Tot nu vreau. Tot nu mai vrei? Nu. M-am prins. E greu să și filmezi să-și fac mișcări. Ei, mă rog.